Salutare, am și m-am găsit la un nou episod pe acest canal, după foarte mult timp, de fiind vreo 2 ani cam așa, cred, de când am mai postat. Dar hai să nu lungim prea mult treaba și în acest episod să vă arăt nou event de pe FIFA Mobile. Da, mai nou joc și FIFA. Și hai să începem, să-i dăm drum cu National Heroes. Bine, asta este pentru care jucați FIFA mai mult, dar na, nu neapărat doar. Ok, deci avem aici introduction, unde va trebui să jucați 3 meciuri pentru a primi tokenuri din astea, National și World tokens. Și la acest event sunt foarte importante și astea, videoclipurile, să vă uitați la ele, vedeți aici, puteți să luați pe jucătorul ăsta, nu mai zic numele, că e cam ciudat, dar bine, sunt foarte mici șansele, dar vedeți că vă dă și bănuți garantați, ok, și aici vă recomand să jucați aici la match-ul ăsta, pentru că vă dă mai multe puncte. Vedeți, după ce câștigați 8 meciuri din astea aici la ăsta, vă dă un jucător de 90 plus, National Heroes. Aici avem PES-ul care va urma. Și aici te învață cum să joci la event și vedeți că avem aici exchange-ul, pe care nu prea vi-l recomand. După părerea mea, aici la Nesta, foarte multă lume zice, am văzut că zice că e garantat, dar nu este garantat. Este o șansă de 1%, cam așa. Vedeți, 190 vreo primary, sub 1% de fapt. Da, și la ăsta, la Verratti, va trebui 30 de jucători 90 plus. Și nu știu ce jucător Verratti ăsta. Și mai bine vindeți jucătorii aia decât să luați unul de 106. Ok, să trecem și la următorul capitol sau cum trebuie zicele astea. Daily Claim, aici nu-i mare lucru, doar colectați, vedeți, în fiecare zi trebuie să intrați și colectați de aici reward-uri. Nu știu ce merge așa greu. Ziua 4, vedeți, 250 gemuri. Da. Așa, și următorul este National Matches, unde va trebui să jucați odată la 3 zile, vedeți că mi s-a deblocat și mie a doua oară, că eu l-am făcut o dată. Va trebui să jucați aici, nu știu câte meciuri sunt, vedeți, aveți easy, medium, hard și hard. Așa, și vă va da de aici niște cheițe la fiecare cadou din ăsta, vedeți aici, vă dă 500, 1000 și 2000. Ce puteți face cu cheițele astea este să deschideți de aici ori de unde vreți voi, unde credeți că e mai ok. Deschideți pack-ul din astea unde e posibil să luați jucători de 93 plus aici la primul, aici de 95 plus și aici de 100 plus, care sunt următorii. Așa. Acum cum doriți voi. Și din nou aici puteți da refresh, reset la asta cu 500 de gemuri. Doar în primele două zile, că după va trebui FIFA Coins din ăștia. FIFA Points și na, nu cred că vă cați bani în joc. Ok, hai să trecem la următorul. Skill Showdown. Aici veți avea de colectat în fiecare zi câte 5 tichete din astea. Vedeți, în fiecare zi se va băga o țară diferită. Ieri a fost Italia și azi este Austria. Și veți juca contra playeri adevărați aici, versus attack. Și depinde de acum de câte goluri dați, deschideți de aici cadouri. Uite, la 10 goluri vă dă 200 de national points-uri, la 25 500 și 1200. Și dacă veți câștiga 7 meciuri, vă da de aici un jucător de 90 plus. Deci este afacere bună. Și din nou avem și reclame, da? Să vă uitați la reclame, este foarte important. Vedeți, aici vă dăm un ticket în plus și cred că vă va ajuta foarte mult tichetul ăsta. Următorul este Reward Offers.
aici este puțin mai bine complicat, dar da. Aici tot ce puteți face este să folosiți national points-urile astea. Acum nu știu la care dintre astea veți da. În fiecare zi se schimbă, de fapt, uite, la 3 zile de fapt, mă scuzați, se schimbă reward-urile. Aici puteți să câștigați pe camara ăsta de 96, vezi că scrie posibil, și din coace costă 3000 de national points, puteți să dați pe Spinazzola de 100. Și acum, după părerea mea, cred că mai bine dați la ăsta decât la Spinazzola, deoarece vezi că cam aceleași, vedeți, cam aceleași word-uri, doar că din coace este de 100, jucător și din coace de 96. Și este cam tot una. Și aici, din nou, aveți de vizionat 3 reclame pentru care vă vor da national points-uri între 10 și 10.000. Acum nu știu dacă vă da chiar 10.000 din prima, dar sau dacă vă da 10.000 sau așa, dar pot să vă dea, vă dă între 100, 200 și eu zic că vă ajută destul de mult. Și aici, după câte puncte din astea folosiți, aveți reward-uri, da? Dați aici 2 jucători de 95, de 97 revenim și primim Hila boss-ul. S-a băgat și mulți jucători români la eventul ăsta. Și ultimul aici, ei nu știu exact sigur, scrie că o să iei Icon Player după ce completezi Milestone-ul. Și zice că Milestone-ul se resetează săptămânal și poți să iei 3 din ăștia, poți să iei pe toți 3, cred că, sau așa ceva. Da. Este destul de ok, vedeți jucători de 107, 107 și 109. Mie mi se pare foarte ok că puteți să luați ăștia gratuit, doar că va trebui să jucați în fiecare zi. Și nu este mult de jucat acum, serios. Jucați doar la aici la astea 3 meciuri și la National Matches și la Skill Showdown, adică nu este foarte mult. Și ultimul din ăsta avem aici Around the World, care mi se pare cam cel mai bun de aici, unde puteți da, doar că aici va trebui World Token-uri care se iau puțin mai greuți. Se iau, mi se pare, de la National Matches, da, vedeți de aici, și puteți lua o dată la 3 zile, dacă stăm să calculăm. Avem 50, 200 până acum, 250, 300, da? 4, 5, 6. Stai că n-am mai numărat bine. În fine, puteți lua în jur de, cred că vreo 500 și ceva, 600 de word tokenuri din astea. Și puteți da o dată, din 500 o dată. Și vedeți că dacă dați de 10 ore aveți player garantat. Mie, sincer, am deschis de 2 ori și mi-a dat playeri. Și aici, dacă deschideți și luați 5 playeri din ăștia de aici, vă va da unul gratis de 90 plus. Și din nou avem și reclamele la care puteți de 150 și, sau între 150 și 10.000 de puncte de World Token-uri din astea. Și mult noroc la reclame, nu cred că mă da mai mult de 200 aici, dar na, tot este de noroc. Și cam atâta cu eventul ăsta. Contează să vă jucați în fiecare zi și să vă uitați și la reclame, desigur. Da, și echipa asta nu mi-este cea de bază, să vă arătă și echipa dacă tot. Așa, vedeți aici, l-am și pe Alibek. De la eventul ăsta, de acolo, de la Round the World. Dar și cam atât cu episodul de astăzi. Dacă mai doriți să fac episoade cu FIFA Mobile, desigur scrieți în comentarii. Și dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați un buton de like și dacă sunteți noi pe canal, să vă abonați. La revedere!